După intrarea în vigoare a noilor tarife pentru rovinietă, CNAIR a republicat lista celor 74 de locații cu camere de supraveghere fixă pentru verificarea rovinietei. Aceste camere nu au montate dispozitive de determinare a vitezei, doar filmează numerele de înmatriculare și transmit informația în sistem pentru a verifica dacă acel vehicul are taxa de drum achitată sau nu. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au clarificat lista cu camerele de rovinietă transformate în radare fixe care a circulat pe internet în ultima perioadă. După apariția acesteia, pe rețelele de socializare se pretindea că mai multe camere pentru vinietă ar fi fost transformate în radare fixe. Reprezentanții companiei au negat însă această informație. Referitor la lista care circulă în mediul online cu acele camere de rovinietă care de fapt s-ar fi transformat în camere de viteză, facem următoarele precizări. CNAIR nu are în atribuții monitorizarea vitezei sau constatarea baterilor la regimul rutier. Noi verificăm și sancționăm decât acele autoturisme care nu au achitată rovineta, taxa de drum. Acelea sunt singurele autovehicule pe care noi le monitorizăm și în cazul în care constatăm lipsa rovinetei, emitem procesul verbal de constatare a contravenției. În județul Mehedinț există o singură cameră fixă pentru verificarea rovinetei. În județul Mehedinț, singura cameră fixă pentru verificarea vinietei se află la porțile de fier 1. Dacă doriți să alegeți traseul Timișoara, veți întâlni pe drum prima cameră fixă pentru vinietă în județul Caraș-Severin, mai exact în localitatea Mehadia. Dacă alegeți traseul București, astfel prima cameră fixă pentru vinietă pe care o veți regăsi pe drum va fi în județul Dolj, mai exact în Calafat. CNAIR are în momentul de față în derulare un proiect pe fonduri europene prin care se vor monta peste 500 de camere de monitorizare a traficului rutier. Proiectul e-Sigur, care constă în montarea undeva la peste 500 de camere de monitorizare a traficului, care vor fi de două tipuri. Unele în sistemul acela care afișează viteza cu care circulați, pentru a vă informa că aveți o viteză mai mare decât limita legală pe acel sector de drum, sau vor mai fi un alt tip de cameră, cel de-al doilea tip de cameră, care va fi implementat împreună cu poliția rutieră, prin care se vor putea emite și sancțiuni la regimul vitezei, dar acest lucru va fi efectuat de către angajații poliției rutiere, care sunt singurii îndreptățiți să constate abateri la regimul de viteză și abateri la regimul rutier. Amenda în cazul în care vehiculul nu are rovinietă este cuprinsă între 250 și 500 de lei. Pentru camioanele de mare tonaj, amenda poate ajunge până la 4.500 de lei.